Ministrul Muncii Raluca Turcan a efectuat o vizită de lucru joi 4 martie în municipiul Suceava la instituțiile din subordinea ministerului pe care îl conduce. Aceasta a purtat discuții cu reprezentanții Casei Județene de Pensii, a Inspectoratului Teritorial de Muncă, a Agenției Județene de Plăți și Inspecție Socială și a Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă. Am ales astăzi să fiu în județul Suceava alături de echipa de la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, directorii tuturor instituțiilor din subordinea Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Am decis să facem deplasări în teritoriu în acest format pentru că nicăieri nu există un feedback mai bun și mai real despre ce merge bine, despre ce nu merge și poate fi schimbat, decât la firul ierbii. Și acest gen de deplasări vom continua să avem în cât mai multe locuri din țară. Mi-aș propune să ajungem în toată țara, astfel încât deciziile luate la nivel național să fie sincronizate cu toate problemele de la nivel local, să verificăm cum instituțiile aplică deciziile pe care noi le luăm și în același timp cum apar rezultatele. Vreau să știți de la bun început că sunt un ministru axat foarte tare pe rezultate și echipa pe care o am astăzi aici, Casa Națională de Pensii, Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă, Agenția Națională de Inspecții și Plăți și Inspecția Muncii. Sunt instituții care au sprijinul meu și au în același timp solicitarea de obținere de rezultate în favoarea beneficiarilor. Pentru că și noi, ca miniștri, și instituțiile din subordinea ministerului au ca principală obligație obținerea de rezultate pentru beneficiari.